plată și răsplată de la Dumnezeu. Cum putem să așteptăm plată și răsplată dacă nu suntem primitori de oaspeți? Te întreb pe tine, frate, și pe toți frații de aici. Ai plecat pe jos, peste deal, te-ai dus cu căruța pe ploaie sau pe zăpadă, cu autobusul sau cu trenul, să lucrezi în via lui Dumnezeu vreodată? Ai vorbit de Iisus Hristos, cel a crucificat? Ți-ai lăsat vreodată familia ta sau copiii tăi flămânzi pentru copiii lui Dumnezeu, ca lucrarea Domnului să meargă bine? Dacă este da, fericit de tine, fratele meu și sora mea, în Domnul Iisus. Dacă n-ai făcut lucrarea aceasta, înseamnă că va trebui de acum înainte să o faci. Ai o bucată de pâine, dă-i jumătate la copiii tăi și jumătate la slujitorii Domnului. Atunci când îi dea la slujitorul Domnului, îi dai direct la Dumnezeu, pentru că El a venit să-L reprezinte pe Dumnezeu. Dar dacă dumneavoastră veți lăsa lucrarea aceasta numai pe fratele Paul, nu este bun. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Doresc să le vorbesc puțin și la frați, și la surori. I-am vorbit la fratele Paul până acum. Și acum aș vrea să vă vorbesc la dumneavoastră, adunarea întreagă. Și vă rog să mă îngăduiți și să nu vă supărați pe mine. De când este democrație, frații și surorile au drepturi, dar nu au obligație. El are dreptul să fie membru bisericii, el are dreptul să cânte în adunare, el are dreptul să propovedească Evanghelia, el are dreptul să se încălzească aici, el are dreptul să fie lumină aici, ca să poată să citească poezia, dar nu are obligație, așa se crede el. Și vom merge mai departe să vedem ce înseamnă aceasta. Îl facem slujitor pe Dumnezeu, așa suntem noi. Și eu vorbesc cu bisericii. Dă-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, vindecă-ne, Doamne, vindecă-o pe mama, Doamne, copilul meu este bolnav, te rog să-l vindeci. Și te cerem de la Dumnezeu. Dar nimică, nu spun, Doamne, mi-ai dat atâta, uite, asta este a Tău. Doamne, ai făcut asta cu mine, mă duc să-l aduc pe un frate cu mașina. Doamne, este aici un frate care are copii mulți și sărac, să-i pun măcar 500 de euro sau 1000 de euro, îi pun și eu să-și cumpere un microbus, să-și ducă și el cu familia lui. Nu, noi nu avem obligațiile astea, că este democrație. De când este democrație, nu mai vin frații la program. Întârzie de la program și uneori nu mai vin deloc. Și ce spun ei? Ce spun ei? Lasă că se poate și fără de mine. Se poate programul și fără de un frate sau fără de mine? Da, se poate și fără de mine sau fără dumneavoastră. Dar atunci se poate și acolo în cerurile prea înalte, fără de tine, unde ne-a pregătit Domnul Iisus un loc. Ce mă duc să vă pregătesc un loc? Acolo unde este Tatăl să fiu și eu. Unde sunt eu să fiu și voi toți. Nu vreți să fiți împreună cu mine acolo unde ne-a pregătit Domnul Iisus un loc? Ajută-ne, Doamne! Poate că e prea lungă, dar să mai avem răbdare mai câteva minute și după aceea vom opri și o să facem ordinarea. Unii dintre oameni nu vine la adunare sau dacă vine, zice, când se face colecta, lasă să pune IBAN. Se poate face colecta și fără de mine. Sau se poate face colecta dacă eu pun ceva bani mai puțin. Frați și surori, colecta este făcută pentru biserică. Dumneavoastră trebuie să aveți colecta, să trăiți dumneavoastră, să vă plătiți gazul, să vă plătiți curentul, să plătiți mașina dacă aduce un slujitor și dacă va veni cineva, nu știu cine, sau dacă la o soră îi se întâmplă ceva și bolnavă și mâine trebuie să se ducă la doctor, fie în România sau aici, îi trebuie niște bani. Noi nu avem o bisericuță să-i dăm niște bani pentru că îs zgârcit eu și nu vin la biserică cu 5 euro sau cu 10 euro, nu-i bine din partea mea. Lasă că pun-i bani pentru impozite, pun-i bani pentru gaz, pun-i bani pentru lumină. Ori pun-i bani pentru lumină,
Dar mai târziu mă întreabă, dar de ce nu mi-ajunge bani de pâine? Dar de ce nu am eu bani de haine? Dar de ce eu nu am bani de căldură? Știi de ce? Pentru că l-ai neglijat pe Domnul și de la salar la salar, întotdeauna devii dator. Așa spune Domnul, că cei care îi dă mai întâi lui Dumnezeu, El îți va mulți. Pune-ți banii tăi în banca lui Dumnezeu, frate, cu alte cuvinte. Aici aș avea mai multe de spus, dar nu pot să spun că timpul nu-mi permite. Am terminat cu frate și cu surorile și mă întorc la fratele. Frate și soră, dacă vrei să ai un păstor sau un slujitor bun, te vei ruga pentru el. În orice loc și în orice vreme. Dacă ai auzit vreo problemă vorbind despre fratele Paul, că vorbește un frate sau o soră rău, tu ai să-i spui, băi frate, nu bârfi. Nu bârfi că el este slujitorul nostru. Nu vorbi de rău de el. Rogă-te lui Dumnezeu pentru el și lucrarea va merge bine. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dacă păstorul primește oițele de la tatăl lui, rețineți asta, de mare importanță, un păstor sau un slujitor, cum ar fi fratele Paul, ar primi oițele astea din altă parte, de la tatăl lui. Nu se scoală după ele, nu le îngrijește, nu le adapă bine, nu se scoală noapte să aibă grijă de ele. Când oile-s mari, el le risipește. Că el n-a muncit pentru ele, ca un copil care nu muncește. Când îi dai bani, fugă la alimentare, i-o cheltui toți banii. Dar dacă îl pui să muncească copilul dinainte, oi, nu mai cheltuiesc asta bani. Nu mai cheltuiesc, pentru că am muncit. Când oițele lui sunt mari, el, dacă nu s-a ostenit, el le risipește. Am văzut pe fratele că el vrea să iei oițele de micuță. Le crește aici, le vorbește, se pune în slujba Domnului, pune talentul în negoț, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pe timpul comuniștilor care dumneavoastră ați trăit de aici, aveam o frică, nu se putea vorbi liber, nu puteam pleca undeva, nu puteam lăsa, nu ne lăsa sistemul. Dumneavoastră n-ați putut să veniți în Germania nici dacă făceați orice și dacă fugeai de acolo, mergeai prin bătaia puștilor. Și acum aveți un lucru liber în fața lui Dumnezeu. Ați putut să veniți liber și pentru asta trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu. Acum suntem lideri, dar avem o datorie de onoare la Dumnezeu și la biserică. Suntem liberi, frați, dar suntem legați de biserică. Să știți asta. Dacă nu ești legat de biserică, ești un frate sau o soră pierdut din lumea aceasta. Și Dumnezeu nu o să-ți răspundă niciodată, nici la rugăciune, nici la sarcinile tale. Frați și surori, suntem lideri. Omul nu este crescut din maimuță să stea într-un țarc undeva. Pe om l-a creat Dumnezeu. A lui suntem. El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. Dumnezeu este ocrotitorul nostru. Dumnezeu este bucuria noastră. Dumnezeu este salvatorul nostru. El este oxigenul nostru pe care îl consumăm minut de minut. Dumnezeu este totul lui, a lui suntem. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și mă întorc într-un minut, voi termina. Asta a spus fratele nostru Cornel. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Iisus îi spune lui Petru, Petre, tu mă iubești pe mine? Și Petru spune, da, Doamne. Și atunci îi spune, paște-mi melușeii mei. Lucru mare. Melușeii Domnului Iisus sunt acei care au un gând să facă legământ cu Domnul, copilașii aceștia. Mai a doua oară spune, Petre, tu mă iubești pe mine? Da, Doamne, paște-mi oițele mele. Oițele Domnului Iisus sunt cei care au făcut de curând legământ cu Domnul. Sunt oițe. Încă ei nu cunosc bine Sfânta Scriptură, ei nu cunoște mersul lui Dumnezeu, ei nu cunoște ce vrea Dumnezeu de la ei. Și fratele Paul are o mare datorie de onoare să le spună
Așa spune Sfânta Scriptură. Asta vrea Dumnezeu. Petre, tu mă iubești pe mine. Doamne, tu toate le știi. Atunci, paște oile mele. Oile Domnului Iisus sunteți voi, biserica aceasta de aici. Și Dumnezeu să vă ajute să mergeți după păstorul vostru, zice Domnul Iisus. Oile mele îmi cunosc glasul meu. Ele vin după mine. A Lui să fie gloria și slava. Voi să mergeți după păstorul vostru. Și păstorul de astăzi înainte este fratele Paul. Este Domnul Iisus, dar la biserica aceasta literal fratele Paul. Frate Paul, tu de astăzi încolo ai datoria să paști melușeii, oițele și oile Domnului. Dar de astăzi încolo, frate Paul, tu ai toate drepturile, numai nu poți să ordinezi și nu poți să faci botez, dar botezul în apă și să vorbești despre botez, ai dreptul ăsta. Dumnezeu să te ajute și El să te călăuzească în vecii vecilor. Amin. Dar și surori, ne ridicăm în